Hello, hello! Bine venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru luni 10 mai. Haideți să vedem pentru ziua de luni 10 mai ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, uite ce diferență majoră de la o zi la alta. Astăzi avem niște cărți absolut superbe. În primul rând, pe partea de dragoste avem Magicianul, arcana majoră, care în tarot ne vorbește despre puterea noastră de a influența cursul lucrurilor. Cu această carte, astăzi, e clar, puteți să atrageți în viața voastră ceea ce vă doriți. Magicianul este legea atracției pusă în aplicare. Puteți să manifestați viața pe care vă doriți, relația pe care vă doriți, partenerul sau partenera pe care vi doriți. Sunteți un adevărat magician, aveți toate uneltele necesare la dispoziția voastră, trebuie doar să vă canalizați intenția și universul va răspunde în consecință. O să vă pună în cale oamenii care trebuie să apară în viața voastră, o să vă pună în cale oportunitățile cele mai benefice pentru voi, o să aducă în viața voastră lucrurile, oamenii și situațiile care vă vor ghida către cea mai bună versiune a voastră, către cea mai frumoasă versiune a vieții voastre. Pentru cei care sunteți singuri, acum este momentul ideal să vă faceți un vision board. Dacă nu știți exact ce e un vision board, acum o să vă pun pe ecran câteva exemple. Acum e momentul să începeți să țineți un jurnal, să faceți o listă în care să treceți caracteristicile partenerului sau partenerei voastre ideale. Acum este momentul să vă canalizați intenția în metode practice. Să scrieți, să desenați, să faceți un colaj, să faceți aceste activități practice de a materializa într-un mod tangibil, vizibil, dorințele voastre, aspirațiile voastre, felul în care vreți să arate relația voastră ideală. Și atunci când căutați imaginile pe care vreți să le folosiți în vision board-ul vostru, în colajul de imagini care să sumarizeze cum ar arăta relația voastră ideală, cum ar arăta partenerul vostru ideal, nu vă limitați doar la aspecte fizice sau la aspecte materiale, căutați și imagini care să evoce sentimentele, emoțiile pe care partenerul, partenera și relația voastră vreți să vi le aducă. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, aici magicianul ne arată că energia momentului este de partea voastră și că veți putea influența cursul relației voastre în direcția în care voi vă doriți. Dacă vreți să obțineți ceva de la partenerul sau partenera voastră, dacă vreți ca acesta să-și schimbe un comportament sau să acționeze într-un anumit mod față de voi, astăzi veți găsi cuvintele necesare, veți găsi metodele optime pentru a obține aceste rezultate. Dar mare atenție, aici trebuie să vă folosiți de toate uneltele care sunt la dispoziția voastră. Și care sunt uneltele? Păi sunt cele 4 elemente din tarot. Materialele sau monedele, emoțiile sau cupele, vocile sau săbile și intențiile sau bâtele. Da? Trebuie să vă folosiți de toate elementele pentru a construi un argument solid, pentru a găsi metoda necesară ca să vă influențați partenerul sau partenera, ca să obțineți ceea ce vă doriți. Fiți strategici, fiți calculați și o să reușiți să obțineți ceea ce vreți. Pe partea de sănătate avem o carte foarte frumoasă, 6-le de materiale, 6-le de monede. Astăzi cineva vă ajută, vă oferă o mână de ajutor, vă oferă un sfat, vă oferă o informație care vă ajută să obțineți o stare de sănătate mai bună. Dacă aveați o problemă pe care nici nu știați de unde să o apucați, astăzi cineva o să vă recomande un medic, un terapeut, un expert pe care puteți să-l consultați. Dacă nu știați de unde să faceți rost de banii necesari pentru un tratament, pentru o terapie, pentru niște analize, Astăzi o să găsiți persoanele care sunt dispuse să vă ajute pentru a începe aceste demersuri. Pentru cei care nu aveți probleme de sănătate, aici 6-le de materiale ne vorbește și despre nevoia de a face acte de caritate, de a-i ajuta pe cei mai nefericiți din societate și aici puteți să beneficiați de energia zilei ca să vă acumulați puțină karmă pozitivă, ajutați o persoană care are nevoie de susținerea voastră, fie că e ea susținere morală, dar mai ales materială, donați niște bani pentru o cauză nobilă, donați niște bani pentru o persoană care suferă de o boală și are nevoie de acești bani pentru un tratament, pentru că în acest fel o să vă acumulați karmă pozitivă și la momentul potrivit Universul o să vă răsplătească. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici pajul de emoții, pajul de cupe. O energie foarte interesantă, o energie nouă, tânără, emotivă, dar și cu foarte mult potențial. Aici cu pajul de emoții e foarte important să vă pregătiți astăzi. Dacă trebuie să țineți un discurs, trebuie să prezentați ceva sau să predați niște documente, niște rapoarte, niște analize, asigurați-vă că vă pregătiți din timp, pentru că aici cu acest paj de emoții există riscul emotivității și riscul să vă pierdeți pe moment, să nu știți ce să răspundeți, să păreți nepregătiți când voi de fapt stăpâniți foarte bine materialul, doar că vă lăsați conduși de emoții. Fie că sunteți elevi, studenți sau că aveți deja un loc de muncă, aici cu pajul de emoții astăzi trebuie neapărat să fiți foarte bine pregătiți. Pregătiți-vă pentru orice posibilitate, analizați toate scenariile și pregătiți-vă câte un răspuns pentru orice s-ar putea să vă arunce astăzi viața în cale. Pentru că atunci când sunteți pregătiți, atunci când aveți răspunsurile la îndemână, o să faceți o impresie foarte bună. Riscul pajului de emoții este să pară imatur sau nepregătit din cauza emoțiilor. Oportunitatea este să demonstrați că sunteți și pasionați de subiect și că aveți toate răspunsurile necesare. Și dacă reușiți să demonstrați aceste două lucruri, puteți să obțineți orice vă doriți, atât la școală, cât și la facultate, dar și în afaceri, în carieră. Și aici sfatul este always be prepared. Faceți-vă toate scenariile posibile, găsiți răspunsurile pentru orice întrebare s-ar putea să vi se pună astăzi. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar pentru această zi. Hai să vedem ce putem să scoatem în plus de la aceste cărți oracol pentru toată lumea, pentru ziua de luni, 10 mai. Sunt în centrul păcii. Este bine pentru mine să privesc înăuntrul meu. De fiecare dată când mă cercetez mai în profunzime, descoper în mine comori nemaipomenit de minunate. Un mesaj foarte frumos care vine să completeze această etalare zilnică. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!